Salutare, jupăilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de rol pe Dumești. Ei bine, jupăilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga în forță să apăsați acolo butonul de subscribe, cel de like și, în ultimul rând, să lăsați un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos. Dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, eu o să încerc să vă ajut așa că ediți în forță și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, suntem cu sprinterul de data asta. Am venit pentru că am dus niște butoaie cu motorină aici pe câmp și până la urma urmei, ia uitați, am ajuns și noi în sat înapoi. Așa că bine, că am fost pe câmp aici aproape și acum o să mergem la pădure. După cum bine v-am spus în episodul trecut, am zis că în seara asta o să mergem la pădure. Bine, nu că e seara sau ceva, că uite că mi-am făcut timp și am venit până la urma urmei și în o să mergem și în pădure pentru că mi-am făcut timp și aia este. Na. Acum hai să mergem să luăm și Ford-ul, să luăm și pe Nea Marcelii, că neanii lui e ocupat cu alte treburi. Este încă la treierat acolo pe combină. Și na, după cum știți, am dus și camionul în bunker acolo. Am descărcat grâu. Mai avem, o să mai așteptăm să mai treiere Nea Nelu și după o să mai mergem la descărcat dacă e, după ce o să mă încadrez. Așa că haideți să ne urcăm și noi aici la stână direct. Să-mi iau și eu drujba, să-mi iau și eu tot ce mai am de luat. Bineînțeles, și să-l chem și pe Nea Marcelică să-i zică să se pregătească să mergem la pădure să umple și noi treburile astea în spate aici, benele astea. Așa că ce să mai, lăsați acolo un mare, mare like chiar acum, să ajungem peste 400 de like-uri, haideți acolo în forță. Și noi, bineînțeles, să ne vedem aici de trebușoară. Hai că am parcat eu cât de cât pe aici sprinterul. Mă duc să-l chem pe Nea Marcelică că pe acolo și revin de îndată. Am revenit, jupăilor, după cum puteți vedea s-a suit Nea Marcelică în Ford. Așa că haideți să-i dăm bice. Ia, vine Nea Marcelică, trebuie să vină, nu? Hai, Nea Marcelică, dă-i blană cu Ford-ul. Știu că lui plăcea Ford-ul ăla, mereu-l lua, de-aia a zis să iei el Ford-ul și să iau eu sprinterul, că el e cu furgoneta aia. Da, și mie îmi place, nu zic nu, dar parcă e mai, cum să vă zic eu, e mai sprintent. Așa, și de aia ziceam. Așa că hai să-i dăm bice, o să mergem, bineînțeles, tot în pădure la Neapintilie. De data asta nu au mai tăiat băieții bușteni, pentru că nici eu nu le-am zis și nu au mai tăiat nici ei. Și o să mergem noi, o să tăiem pe acolo bușteni, bam, 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 niște copăcei de mai măricei și o să vedem. Hai că-l văd pe Nea Marcelică în oglindă acolo. Bun, și o să încărcăm, bineînțeles, furgonetele și o să mergem tata direct la strână să le aducem, pentru că avem multe, multe comenzi în perioada asta a anului, multe comenzi de lemne și am zis, băi, tata, trebuie să mergem la pădure, să facem plinul acolo, orastelul, ca să avem ce vinde la oameni, că după, vă dați seama, o să mă mai duc și după, bineînțeles, la pădure, nu-i ca și cum nu m-aș mai duce, dar, bineînțeles, avem acum că sunt multe comenzi, ca să nu rămân eu fără. Că acum cer oamenii mult și să știe, băi, cumpăr de la domn primar, are lemne bune, le aduce acasă, nu știu ce, în fine, înțelegeți. Tăiate dacă e nevoie, adică nu-i problemă de treburile astea. Așa că hai să-i dăm blană, să urcăm și noi, nu mă mai duc pe aici deocamdată, că m-au supărat băieții ăștia cu pădurea lor pe acolo. M-au supărat pentru că au zis că am cântărit eu, am luat mai mult decât trebuia, după au zis nu mă scuzați, după au mai spus nu știu ce, că normal n-aveți permisiunea să veniți în pădure, treburi de astea, care bă, chiar așa am ajuns, chiar așa, da, trebuie să vorbesc eu cu patronul ca să lămuresc situația aia, că na, acum bine pot să mă duc și acum, dar nu mă mai duc, că chiar m-au supărat și nu mai vreau să mă duc deocamdată, pentru că să-ți ia uite cu ură după aia, nu. Mai bine vorbesc eu cu patronul, tată, rezolv treburile și după mă duc și nu o să mai zică nimica. Că acum o să zic că dacă vin iar, ai venit iar, nu știu ce, păi așa facem. Hai că vine și Nea Marcelică, lejer, lejer, hai să vedem tot locușor ceala o să-l luăm ca să, că e mai bun, e un platou mai, cum să vă zic, înțelegeți voi ce vreau să zic. Da, să vedem, dăm aici, parcăm frumos furgonetele și hai, tată, să facem aici o schemă, nu? Hai să ne dăm jos, să oprim și noi motorul și să vedem. Tăiem de pe aici, de prin zonă, o vom vedea noi de pe unde tăiem. Așa că hai să-i dăm bice, uite, pe ăsta-l tăiem. Pe ăsta, că ăsta-mi vine mie acum. Hai că am luat și drujba, am luat și tot după cum se vede și să-l tăiem, să-l domorâm. Ar veni? Hai să-i dăm, tată.
Stânga, a căzut în stânga sau să vedem în ce parte o să cadă. Da, în stânga, după cum am și zis. Hai că mai tăiem unul. Ia să vedem, tot la fel, unul mare, mare de ăsta. Pac, îl tăiem și pe ăsta de aici. Tot în stânga cred că o să cadă, mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur, tot în stânga o să cadă. Ia să vedem, pac, eram sigur. Și pe ăsta îl mai avem și gata. Cred că 3 sunt de ajuns deocamdată. Dacă mai e, o mai vedea după. Hai, pac și dă-i tată, rupe-te, rupe-te. Gata, hai că și pe ăsta l-am doborât. Ați văzut ce repede am tăiat 3 copaci de ăștia mari? Fără nicio problemă. Hai să-i curățăm acum, bineînțeles, că altfel nu avem cum să facem treaba cu ei. Ia, ia uite, câte unul, câte unul îi luăm în fiecare, pe fiecare în parte și îi dăm tată. Ia uite, și pe ăsta și pe ăla, ia uite, ce frumos. Ce ca lumea, nu ziceți voi. Da, ce să mai zic și eu, ce să mai discut? Nu mai am ce zice, că asta e treaba. Haideți să-i curățăm și după mai vedea, o să-i încărcăm, o să le luăm măsura ușor, ușor. Hai. Să-l tăiem din vârf de aici. Oricum vreau să pun numai trunchii ăștia mai groși. Am văzut că ăștia se caută, dar nu știu de ce. Nu știu de ce ăștia. Crede lumea că au mai mult. Bănuiesc. Adică na, dar tot la metru cum se vinde lemnul. Nu se vinde la buștean, nu vă gândiți. Dar na, lumea așa crede, bănuiesc. Eu nu știu. Dar na, ce să mai pună la urmă. Urmei, asta e treaba. Ia să vedem să-l tăiem și pe ăsta, să-i tăiem vârful acolo în față. Ia să-l curățăm de toate panaramele astea de crengi. Și gata, tata, hai că l-am curățat ca lumea. Nu ziceți că nu l-am curățat, adică chiar l-am curățat mișto. Hai să luăm măsura acum și să vedem la cât o să trebuiască să îl tăiem. Mai întâi luăm de la for, da, o să-i tăiem oricum pe toți. Cred că ăsta că e mai scurt. O să-i tăiem pe toți la aceeași mărime, până la urmă urmei, ia. Deci 4 metri, am înțeles, cam asta e măsura, hai să vedem. 4 metri, atâta-i tăiem, tata, atâta trebuie, atâta-i tăiem, nu? Uite, 4 și 15, perfect, ia uite, 1, îi tăiem mai întâi pe ăștia groși, adică mai întâi pe ăștia groși, îi tăiem mai întâi de la bază și după o să-i mai tăiem, bineînțeles, pe lângă, pe ceilalți. Ia să vedem, 4-0-2, așa-i tăiem pe toți, păi dar nu, ziceți voi, jupăinilor, dacă nu-i calul meu, ori-i calul meu, ori nu. Uite, și pe ăsta, stai că ăsta am trecut de măsură, uite, 4-0-3, hai că așa e bine. Tăiem mai întâi câte trei și după o să-i tăiem, că de aici se subțiază, după cum puteți vedea. Bun, hai să-l luăm și pe ăsta, bam, odată, 3-9-6, nici chiar, stai, un pic de, hai că 4-23 mai merge. Da, asta e viața. Am venit până la urmă, după cum am zis, la pădure, iar asta e de a doua oară pe săptămâna asta când vin la pădure. Deja mă doare spatele, tată. Mă doare spatele că de când tot fac pădurea asta, bine că port brou și mai țin așa, dar totuși e greu să vin fiecare zi la pădure. Și ăștia care fac pădurea în fiecare zi, băi, sunt vânjoși, n-am ce zice. Dar na, asta e treaba. Asta e treaba, Nicolae, ce să faci? Tăiem, pam. Hai să-i mai dăm încă un, uite, la 4-0-6. Bine, nu-s măsurătorile chiar exacte, dar măcar așa, cât de cât. Nu? Hai să-i mai dăm una și după o să începem ușor-ușor să îi încărcăm. Ia uite, tată. Ia uite. Bam, gata. Perfect. Hai să începem să-i încărcăm, zic eu, nu? Hai că nu o să mai deschidem benele, că n-are rost. Vreau să-i încarc așa, că îmi vine mai lejer, știți de ce? Că știu cât, dacă i-am tăiat bine sau nu. Hai că nu trebuia să deschid, dar în fine. Așa, bun, al doilea. Pam. Stai așa, că aici nu i-am curățat cum trebuie. Bun, al doilea, ia să vedem. Îl lăsăm și pe ăsta aici, pac. Perfect. Ia uite, și al treilea. Vedeți, de acolo se mai subțiază și de aia i-am tăiat doar câte 3 deocamdată. După o să-i mai... ușor, mai ușor. După o să-i tăiem și mai și pe ceilalți dacă e nevoie. Bine, eu zic că sigur o să fie nevoie, dar vom vedea. O să punem în felul următor. O să vă arăt cum o să punem. Și cred că chiar acum o să-i încarc și pe ceilalți. Ia stai un pic. Stai așa un pic. O să mai punem unul. Și după o să-i tăiem cât de cât mărunți. Ca să fie în vârf mărunți și la bază să fie. Hai tată, pe unde vin eu? Să fie în vârf mărunți și la bază înțelege, să fie mai groși ca să stea țapeni. Ia uite, de exemplu așa. Hai să-i mai tăiem acum tot ceva de genul la 4 metri, adică mam. Ia să vedem, 4, 4 așa, odată. Pac.
Bun, o dată. Așa. Pac. Bun, și aici deocamdată ajunge. Acum am partea asta la altă. Ia să vedem. Pac, tot la 4, după cum bine vă ziceam. Atât. 4. O dată. Ia încă o dată 4 metri. Uite aici. Așa. Și hai că-l mai tân și pe ăsta ca să avem buște în tată, să nu rămânem fără. Ia uite. Pam. O dată. Și ia uite și pe celălalt. Frățiorului. Gata, ia uite. Acum am făcut tată bușteni de bușteni. Bun, hai să începem să încărcăm și pe ăștia, după cum v-am spus, ăștia mai subțirei, ca să, ei bine, de ce încărcăm noi și pe ăștia? Ca să facem acolo încărcătura ca lumea, nu? Să punem cât mai mulți, într-adevăr, într-un fel zis. Ia stai că ăsta o să cadă dacă nu-l legăm, nu? Da. Așa că îl legăm și ia să luăm și pe ăsta. Ia uite, tată. Ia uite, așa da încărcătură, ziceți voi. Opa, așa. Îl punem așa frumos, mai punem încă vreo doi, că bă, în cap, zic de ce nu, nu? Ia uite, ăsta e mai gros un pic, dar merge. Punem aici, facem așa o piramidă de aia, ca lumea rău de tot. Ia, pe ăsta îl putem, ăsta-i tăiat sau nu-i tăiat? Nu-i tăiat, ăsta nu-i tăiat deloc. Uite-l pe ăsta, pe ăsta îl punem că e mai grosuț un pic. Ia să vedem. Îl punem în vârf acolo, facem o treabă ca lumea sau nu? Hai să vedem. Hai să vedem dacă chiar facem o treabă ca lumea sau nu. Atât! Așa, ziceți voi! Așa, bun, și ar mai merge, nu? Bă, eu zic că chiar că ar mai merge, dar deocamdată lăsăm atât ca să mai punem și pe celălalt furgon. Hai să-l dăm un pic mai în spate, ca să nu ne chinuim noi cu încărcătura atâta. Hai că-i băgăm în marșalier și acum vom vedea. Ia să vedem un pic, așa-i dăm mai în spate și exact la țanc, tată. Oprim furgoneta și hai să încărcăm. Câte unul, câte unul. Exact, i-am tras cum trebuie. Pam, 1. Așa, ăștia sunt cei mai grei și mai greu la încărcat, dar na, până ți intră în mânecă, știi? Că na, cum te antrenezi și când te antrenezi la o sală, îți dai seama, până ți intră în mânecă, după aia îți vine mai ușor. A, ba mâine 10 kg, ba mâine, poi mâine 20, și înțelegeți ideea. Dar da, hai să-i dăm. Uite, aici să-l punem mai așa, aici facem o piramidă mai... Acolo cred că pe Ford încape mai mult, bănuiesc. Încape mai mult, dar să știți că Ford-ul e mai puturos decât ăsta. Mie așa mi se pare. Am zis eu, cum am zis, că băi, Ford, că nu știu ce, dar nu, mi se pare mai vânjos sprinterul, sincer să vă zic. Dar na, uite că-l prindem aici și mai facem acolo niște jmecherii. Ăsta, ia, ăsta e tăiat? Nu-i tăiat, nici ăsta nu-i tăiat. Pe care îl mai avem, mă, care tăia? Niciunul, nu? Cam ăștia au fost. Care au fost tăiați, bineînțeles. Hai să mai tăiem unul, bineînțeles, nu-i problemă. Nu-i problemă de război, că avem aici copăcei. Doar, na, știe și... Hai, tată, nu vrei tăiat? Uite, mă, că nu vrea să-l tai, mă, fii atent ce... Ce draci are pe el, ziceți voi dacă nu... Uite. Hai, mă, așa. Că doar neapintilie știe că tai și nu-i problemă de asta, adică mă doare chiar la bască. Nu-i problemă de treburile astea. Hai să vedem, tată, a căzut și asta dacă nu se-mi bat piciorul. Trebuie să-l dobărâm în alt fel. Ei, nu știu cum naiba să mă sui în vârf, cum să-l tai, bă, e tu-i mama lui de copac. Da, așa că-l tai de aici și o să cadă ușor cu ușorul, zic eu. Nu știu, n-am mai măsurat aici, îl tai și eu după ochi. O, mă, dar nu vrea deloc să cadă. Și ăla? Băi, dă-te, mama ta. Bă, a rămas acolo, fii atent, am murit. Am rămas prost. Ha, hai să-l tăiem pe ăsta, că văd că ăla n-are de gând. Ăla chiar că n-are de gând. Ia, hai că ăsta a căzut jos, nu? Bine, a căzut jos. A căzut, că na. Bine că n-a căzut pe furgon, că dacă cădea pe furgon era jale, nu? Hai să-l tăie, bam, 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 bam. Tot la 4 metri, bineînțeles, dar să-i tăiem vârful, că... Mă enervează. Vârful chiar mă enervează, pot să vă zic. Așa, îl tăiem, cred că nu e nici chiar de aici, uite de aici. Perfect, atâtica, boss. Acum hai să intrăm frumos noi cu drujbanul bine aici. Stai, pam, îl punem pe ăsta, îl măsurăm aici repejor și dă-i tată. Ca să nu stea acolo spațiu gol, că păcat de el, nu? Hai, mă, îl luăm și hai să-l punem. Uite aici, hai că asta a fost mai mare încărcătura, sincer să vă zic, decât la Ford acum. Dar bine, o să mai punem și pe Ford imediat. Gata, perfect, hai că am făcut o încărcătură bună. Lăsăm aici așa și gata, 3.
3 ajung. Hai să tragem și noi Fordul atunci mai în spate. Am revenit, jupânilor, după cum puteți vedea. Am încărcat full amândouă furgonete. Ia uitați, mai ales aici la Neanelu am băgat de-am spart. Și acum au luat măsurătorile băieții, să trăiți, și noi să plecăm, bineînțeles. Dar dacă hai să băgăm în viteză și să-i dăm tată, că nu se mai poate. Să vedem cum putem ieși și noi de aici din pădurice. Hai să vedem, ușor, ușor îi dăm, bineînțeles, nu ne grăbim nicăieri deocamdată. Ia uite-l, tată, cum se clatină aici. Mamă, uite cum s-au lăsat și roțile și tot. Ușor, ușor, avem grijă aici, maximă, ușor, maxim. Ușor, îi dăm pe aici pe la vale, vine și neanelul el, cred că mai e jer, dar vine și el. Păi, tată, să nu ne răsturnăm, că dacă ne-am răsturnat aici, să o luăm un pic cu demaraj mai mare, ca să nu rămânem în podmoliți, în pană. Dacă eu am făcut explozie cu ăsta, aici o lasă, îmi ba piciorul, eu aici las dacă am făcut explozie cu ea. Hai să-i dăm, tată, că nu se mai poate. Op, o lăsăm pe vale și acum dă-i. Da, că e prea ca lumea. Da, că e prea ca lumea. Da, păi ia uitați, vine și neanelul. Ce să mai iau? Ia uite, puteam să-ți dai seama să mai au fi luat și o remorcuță. Păi să-mi bat piciorul. Avem acum, cred că eu cu neanelul acolo în ambele furgonete. Eu zic că avem mai mult de lemne, mai mult de 100 de milioane. Mai mult ca sigur, nu ca așa. Deci avem ca popa lemne de 100 de milioane pe aici. Uitați-vă la încărcătura mea, dar ați văzut-o și pe aluia când v-am arătat-o adinioarea să plecăm. Da, ce să mai avem aici, să-mi bat piciorul lemne dacă nu mă doare capul. Da, ce să mai, e fain la pădure să mai facem așa pădurea din când în când, că faci bani grămadă, băi, dar trebuie să stai să îți rup spatele pe acolo ca să-ți iasă ceva bani. Adică măcar cât de cât să rupi. Bine, oricum se fac bani, dar trebuie să stai, băi, trebuie să stai în pădure, că na. Uite, eu cum am stat acum atât, am și tăiat, am și încărcat, să-mi bat piciorul, am lemne de 100 de milioane acum. Am plătit cât am plătit la Nea Pintilie, dar am lemne de 100 de milioane. Ce să mai rămân cu 100 de milioane în mână? Rămân. Adică nu e glumă. Nu e glumă, tată, ia uite. Vine nenul, vine el mai greu, dar n-are treabă el. Ia uite, ușor, ușor să avem grijă și pe aici. Că na, ce să mai, vă dați seama, să mă fi răsturnat cu una de asta, nu-i greu. Nu-i greu să te răsturni cu una de asta, trebuie să fii foarte, foarte atent. Frână, dar păi la ce frâne am acum să-mi bat piciorul. Hai să-i dăm la stânga, iar stânga împrejur. Ne-am întors aproape la 180 de grade, dacă stăm și ne gândim. Da, ce să mai... Jupănilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut din suflet, nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles un subscribe să ne strângem peste 30.000 de jupâni pe data viitoare. Vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.